vă recomandă Elastic Ultra. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct alături de ministrul secretar de stat, domnul George Scarlat. Întrebările fermierilor noștri vin pe pagina de Facebook AgroTV, minus Agricultura la raport. Un alt domn Muscă, de data asta Ștefan Muscă din Giurgiu, vă întreabă ce se întâmplă cu procesatorii care nu-și mai pot plăti laptele. Care nu mai pot plăti laptele fermierilor datorită COVID-ului și ce se va întâmpla cu vaca de lapte din aceste zone, plus că laptele a scăzut de la 1,55 la 1,1. E adevărat ceea ce spune domnul Muscă în parte, pentru că presiunea întotdeauna când nu merge piața și în special piața produselor agroalimentare și procesate în România, să spun că aici a existat întotdeauna o frână în a ajunge la consumator, ceea ce producem în România, da? Pentru că aproape nici într-un sector nu acoperim autoconsumul. E adevărat că se răsfrânge întotdeauna se răsfrânge pe fermierul din producția primară și automat când oferta e mai mare decât cererea, clar scad prețurile. E adevărat că sectorul, industria laptelui, în parte, acolo unde nu există, pentru că aici e o întreagă dezbatere, domnule Ovidiu. Când ai contract, când ești un fermier mijlociu mare, serios, și ai un contract pe termen lung, și asta, termenii contractuali se cam respectă. E adevărat că așa cum chiar și mai jos a ajuns și la un leu prețul la lapte, dar cel puțin în ultimele săptămâni, odată cu intrarea în starea de alertă, din starea de urgență în starea de alertă și cu deschiderea, cu măsurile luate pentru deschiderea, bineînțeles, a o parte din Horeca, să spun așa, partea cu terase și nu numai, și cred că și un consum ușor în creștere, prețul la lapte a început să crească puțin. Cred că este astăzi undeva între 1,40 lei și pentru cei care sunt într-adevăr și au și calitate, au și producții, spre 1,80 lei. Da, avem acea schemă, v-am spus, de ajutor gândită în cadrul Ministerului Agriculturii, în baza cadrului temporar de ajutor de stat din partea Comisiei pentru a da acele granturi. O să vedem cât reușim, din câți bani avem, cât reușim și câtă vacă cu lapte vom acoperi, să spun așa, ca număr de efective. Cu privire la industria laptelui, din păcate, neexistând în ani o politică coerentă, consecventă de capitalizare a procesatorului de lapte din România, mă refer aici strict la capitalul românesc, încă mai avem și clar cu produse foarte bune, de bună calitate, astăzi cred că, să nu greșesc, cred că peste 80% cred că este din procesarea laptelui în România, este cu capital străin. Sau și de aceea este foarte greu acum și fermierul să țină. Dar eu cred că spre în partea a doua anului vor fi semne bune și pentru sectorul laptelui, mă refer aici la fermieri, că prețurile vor avea un trend crescător și sper să-și acopere o parte din pierderile din perioada de COVID sau chiar toată primăvara asta a fost cu probleme pentru toate sectoarele din agricultură, numai pentru sectorul laptelui. Mă gândesc la pasăre și chiar la sectorul de porc, unde s-a început anul într-un chiar optimist, lunile ianuarie și februarie, care de regulă sunt luni mai slabe, venind după sărbătorile de iarnă, au fost cu prețuri satisfăcătoare pentru fermieri, deci cu preț de vânzare peste prețul de producție și nimeni n-a putut să anticipeze ce se va întâmpla cu a doua parte a lunii martie, când prețul a luat-o în jos și chiar astăzi am semnat la birou
prețul pentru săptămâna aceasta 5,41 lei pentru carnea de porc. Da? 5,41 lei. Semnat pentru comisie. Săptămâna trecută a fost și mai jos, a fost 5,26 lei. Deci e un trend de creștere, ușoară creștere și să sperăm pentru, inclusiv pentru sectorul suin, că va fi o creștere. Deci clar, aici de aceea ne-am aplicat foarte mult și sper să găsesc sprijin în a veni în sprijinul fermierilor, fermierilor în general, crescători de suin și sectorului de porc și pasăre. De ce? Pentru că purceii au fost cumpărați pentru seria asta de primăvară la prețuri foarte mari din import, 110-116 euro pe grăsună de 25 de kilograme și au fost nevoiți fermierii să vândă purcelul la 100 de kilograme dacă aproape au vândut la prețul de a recupera valoarea purcelului. Vă dați seama că pierderile sunt foarte mari, cel puțin pe această serie. Pentru fermele mici, care au doar îngrășătorii de 2.000, de 3.000 de capete pe serie, cred că au fost pierderi și cuprinse între 250 și 300 de mii de lei. Încercăm să venim cu un sprijin, înțelegem nevoia și durerea și strigătul lor, pentru că am cel puțin, cred că, în jur de 80-90 de petiții din partea fermelor din sectorul suin. Și un sector care îl cunosc foarte, foarte bine. E adevărat că și pasărea, dar pasărea e o problemă mai veche vis-a-vis de importurile care se fac, chiar și la carnea de porc, dar cu carnea de pasăre și la ouă, importurile care se fac din alte state membre și rugămintea sectorului către Ministerul Agriculturii, dar mai ales către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, de a face un control ceva mai riguros din punct de vedere al calității produselor care intră în țară și ei sunt la unison de acord cu sectorul cărnii de pasăre când spune că avem semne de îndoială cu privire la ceea ce intră în România. Haideți să vorbim și despre PNS, că vrând nevrând ne apropiem de noua politică agricolă comună. PNS-ul e o prioritate pentru minister. Da, așa cum o spuneam începutul mandatului, pentru că coincide, avem 6 luni, personal am plin 6 luni de zile în Ministerul Agriculturii, era și este în continuare printre priorități, dar era prioritatea numărul 1 a acestui an, da, echipei din Ministerul Agriculturii, dar din păcate anul cu surprize atât a vis-a-vis de pandemie, cât și seceta și sectorul zootehnic și au luat oarecum ca importanță programul național strategic ca și alocarea timpului. Dar este gata analiza SWOT pentru toate filierele de produs. Se trag concluzii, cred că și din cauza, nu, cu siguranță din cauza stării de urgență, nu am reușit să intrăm în contact cu sectoarele, pentru că indiferent cât ai vrea să faci online, nu reușești decât printr-o dezbatere de ore întregi pentru un sector anume, să poți să o iei pe lanțul scurt, să încerci ce avem, ce am obținut, ce avem, unde suntem și în care sunt direcțiile care trebuie să le dezvoltăm. Și în viitorul apropiat cred că se vor face grupuri de lucru la Ministerul Agriculturii pentru a discuta pentru fiecare măsură în parte. Departe de a fi finalizat PNS-ul, nu se înțelege că avem o formă, e o formă creionată, dar nu e o formă departe de a fi finalizat. Doar că vestea bună este că putem accesa și putem da drumul la măsuri în 2021 și în 2022, că vor fi 2 ani de tranziție, pe bugetul noului exercițiu financiar, pe actualele măsuri din prezentul exercițiu financiar și cu precădere vor fi măsuri gen 4.1 pentru modernizarea exploatațiilor agricole și aici o componentă importantă pe care eu voi susține foarte mult, e vorba de dezvoltarea sectorului zootehnic, atât în reproducție la porc,
cât și pasăre, dar și în sectorul ovin, cu privire la ferme, pilot de îngrășare berbecuți. Da? Am spus și am discutat-o și cu sectorul ăsta și invităm să vedem care este cea mai optimă dimensiune, dacă o să fie de 3.000 de capete, dacă va fi de 2.000 de capete, ceva pe model cu Muntenia, cum a fost la porc în exercițiile trecute. Vor exista clar și ne vom aplica inclusiv asupra sectorului de bovină de lapte. Bovina de carne este un și felicit pe cei care dețin asociațiile care au un registre genealogice, dețin și registre genealogice și totodată fac și control oficial al producțiilor, pentru că acolo se vede un progres mult mai accelerat vis-a-vis de implicarea dânșilor și la bovina de carne. Și, din păcate, trebuie să spun că încă nu suntem consumatori sau în parte, nu știm să facem diferența, încă ne uităm la raportul calitate-preț sau mai întâi la preț și bovina de calitate este exportată în viu, pentru că vedem acest lucru din faptul că rapoartele săptămânale cu privire la clasificarea carcaselor ne arată acest lucru. În categoria 1, categoria E, pe sistemul Europe, avem foarte puține capete, ceea ce denotă că animalele se exportă în viu, pentru că încă nu avem cultul de a consuma o carne de calitate în țară. Pe sectorul suin, vreau să vă spun că gândim un sistem, gândesc și am la nivel național structura pe regiuni și nevoia de dezvoltare a fermelor pentru reproducție, cumulat pentru a acoperi golul, cel puțin golul de purcei pe care facem astăzi import, dar și de dezvoltarea lui până acolo unde să ajungem la autoconsum, la autosuficiență, colaborat inclusiv cu ferme, alte ferme de capacități mai mici, de îngrășătorii familiale, le-a spune eu, deci cu proiecte tip, astfel încât cu un număr foarte mic de persoane să poată să gestioneze acea fermă și poate din cadrul membrilor aceleiași familii, mă gândesc aici poate la 1500 de capete, pentru a fi optimizat. Două camioane, ai populat, în momentul ăla să gândim în acel areal, inclusiv fabrică de nutrițiuni concentrate pentru a nu mai se ocupa fiecare fermier mic, pentru că ai pierderi, n-ai cum să ai costuri competitive dacă faci o cantitate mică, investiția este foarte mare pentru a face o cantitate mică de furaj necesară a activității și totodată am gândit, pentru că o legăm și îmi doresc să o legăm de sectorul vegetal, vorbim de sprijin cuplat vegetal și aici la toate plantele oleaginoase, dar mă gândesc aici la soia, pentru că suntem, sectorul zootehnic este principalul consumator de ștrot, ca produs secundar, de ștrot de soia, proteină vegetală, din păcate, în mare parte, din import, da? Și atunci am spus, de ce dăm sprijin sprijin cuplat vegetal la soia, dacă soia nu este procesată în România? Și da, țin la o măsură în noul PNS pentru, am și calculat, am datele la birou, pentru o capacitate fabrici de procesare soia, poate până într-o 100 de tone pe zi, da, un necesar, un areal, cred că undeva în jur de, da, bineînțeles, discutăm cu specialiștii, pot fi și de capacități ceva mai mari, dar să fie bine împărțite, structurate la nivel național, aproape și de materia primă, dar și de consumator, de ferma zootehnică, de FNC și de ferma zootehnică, și cred că ne sunt necesare aproximativ 15-16 fabrici de acest fel în țară pentru a acoperi nevoia totală pentru zootehnie, pentru procesarea soiei care se produce în România. Și atunci să mergem cu un produs, să vorbim de carne românească și de porc și de pasăre și nu numai și ovină, cu soia convențională, cu șo de soia, consum din soia convențional și nu din soia modificată genetic. Și cred că ar trebui să fie o locomotivă pentru încurajarea consumului. Și aici, în concluzie, așa să spun, și sunt bucuros și avem speranțe că românul tot ceea ce este românește consumă și cred că vom face și pasul următor, unde dacă produsul românesc, autentic, este cu un leu mai scump decât un produs care vine din
din import, dar clar este calitativ mai slab. Românul va accepta să dea un leu în plus pentru a lua un produs obținut de către un fermier român. 10 secunde de publicitate și apoi revenim. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale Agritechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama Agritechno, alegi performanța. Am revenit în direct alături de ministrul secretar de stat, domnul George Scarlat. Din punct de vedere al sistemului de irigații, România în momentul ăsta cum se prezintă? Care e situația? Pentru că anul ăsta ne-a dovedit că am fi avut nevoie de aceste sisteme de irigații mai mult decât oricând și sunt convins că situația asta pe care am traversat-o în 2020 va continua și în anii următori. Nu sunt cititor în stele, dar cam așa arată statisticile. Au fost ultimii ani foarte secetoși, iar nivelul precipitațiilor a fost într-o continuă scădere. Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, cel puțin în ultimii 3 ani media indicilor pe doiuri sunt într-o scădere accelerată. Schimbările climatice se văd, da, deja se simt și nu sunt într-un bun augur vis-a-vis de desfășurarea activității în sectorul agricol, dar cred eu că totuși ne-am mișcat acest an și pe sistemul de irigații. Dacă am venit începând chiar din 16-17 primele canale în martie, partea a doua lunii martie, pentru umplerea canalelor, cu un buget, spun eu, nu foarte consistent, pentru că acum va trebui să alocăm alte sume pentru a menține apa pe canale, că în continuare e nevoie, chiar dacă în ultima perioadă au mai fost și precipitații. Precipitații sunt în mare parte zonale, deci nu acoperă areale întregi. De la o localitate la alta sunt diferențe, primim informări de la 2 litri la 30 de litri și într-o localitate până la 40-50 de litri și localitatea învecinată nici măcar nu a dat un litru pe metru pătrat. Deci sunt diferențe foarte mari de la o localitate la alta, nu mai vorbim de la un județ la altul. Cu privire la Planul Național de Investiții, am alocat anul acesta aproximativ 50 de milioane de euro. Este cea mai mare sumă alocată în ultimii 4 ani, dar este adevărat că suntem departe de ceea ce ne-am propus. Anul acesta se vor închide alte 18 proiecte, deci se vor finaliza alte 16 proiecte, mă iertați, din bugetul alocat, lucrări care au fost începute în anii și sunt în diferite procente de implementare, într-un stadiu de peste 75-78%, 80%. Aici ne-am aplicat pentru a închide aceste lucrări, dacă vor rămâne așa și nu alocăm sume necesare, știți, atunci când nu se predă lucrarea, vor începe să apară pierderile și chiar și furturi pe alocuri, pentru că și aici e un alt subiect pe care va trebui să facem propunere către comisie, către Parlament în general, dar către Comisia de Agricultură pentru a iniția un proiect de lege atunci când se distruge un sistem de irigații în România, să te gândești de două ori dacă merită să mergi să rupi un hidrant sau o altă componentă a infrastructurii de irigații și să fie pedepsite drastic, pentru că, din păcate, au fost alocate în decursul anului sume consistente și nu avem un nivel ridicat din punct de vedere al investițiilor în teren astăzi. Da, vom continua proiectele din PNI. Vreau să îi anunț pe colegii și pe fermierii de acasă că am ținut cont de părerile dânșilor când am vorbit de a introduce noi suprafețe ca fiind viabile pentru irigație, astfel încât să poată constitui acele organizații de udători, astfel încât să poată accesa proiecte pentru infrastructura secundară și nu numai, și noi să ne pliem cu următoarea etapă de dezvoltare a Planului Național de Investiții în sistemul de irigații, în sistemul îmbunătățirii funciare în general, ci în sectorul principal, pentru că
vorbim de irigație acum, vreau să anunț pe colegi să pregătească că în jurul datei de că o fi 20, că o fi 21 iunie se deschide sesiunea măsura 4-3 așteptată de către organizații. E într-adevăr un buget mic de aproximativ 43 de milioane de euro. Căutăm, dacă mai sunt rezerve, să suplimentăm, dar asta este ce avem acum. E adevărat că este alocat cu precădere pentru AI-urile care n-au mai beneficiat în ultimii 5 ani de zile de vreun proiect, deci asta este noutate și aceste organizații vor primi un punctaj suplimentar pentru că vrem să încercăm să ajutăm cât mai multe pentru a acoperi o suprafață cât mai mare și un număr cât mai mare de fermieri, de servici, de astfel de investiții, dar că îi asigurăm că o prioritate în anii de tranziție, cred că imediat dacă ne va permite Comisia, cred că și anul acesta, dar sunt șanse foarte mici să reușim să deschidem vreo sesiune pe tranziție începând din toamnă. Nu știm încă. Dacă Comisia, cadrul temporar MMF va fi aprobat, în momentul ăla o să facem toate diligențele necesare să vedem dacă putem deschide o măsură pe tranziție cu bani din viitorul program și cred că una din măsuri ar fi măsura 4-3, cea cu investiții în infrastructura secundară de irigații. Dar cu siguranță din 2021 va fi una din măsurile cele mai accesate pentru că fermierii au văzut, e nevoie, așa cum spunea și dumneavoastră, nu știu dacă vor mai fi cu 100%, posibil să fie cu alte granturi și acesta este un aspect care va trebui să-l dezbatem, dar eu sunt convins, am într-adevăr și țin cont și n-am cum să spun și fermierul Gălățeni, că e județul din care provin, îl cunosc foarte bine, e oarecum atipic, e un județ fruntaș datorită fermierilor pentru că au accesat aproximativ 54 de proiecte. Este al doilea județ din țară, dar infrastructura principală de irigație este în administrarea federațiilor, deci e de utilitate publică în administrarea federațiilor și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare nu poate aplica proiecte de dezvoltare în această infrastructură. Și în acest sens o să inițiez o hotărâre de guvern, sper să fie aprobată pentru a prelua această infrastructură din nou la stat pentru a aplica proiecte de dezvoltare. Bun. Și a venit în sprijinul fermilor. Eu vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc AgroJurnal că ne dă posibilitatea să venim cu noutăți. AgroTV. AgroTV, iertați-mă, la emisiunea agricultură la raport. Iertați-mă, sunt o oră după o zi foarte încărcată și sper ca ministerul și cei de acasă, dar în general cei de acasă să fie mulțumiți pentru ceea ce... Eu mulțumesc tare mult pentru faptul că ați venit, pentru faptul că ați făcut un efort să fiți în fața fermierilor, având o zi atât de încărcată și o săptămână plină. Celor de acasă le dau întâlnire luni seară la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.